Say something. Uite, am pornit lucrarea de demolat ziduri. Lucrarea de demolare a colțului. Încercăm să recuperăm cât mai bine cărămizile. Deci grinda asta, cosoraba longitudinală, e prinsă de grinda asta cu șurubul ăsta. Iar la jumătate am pus zoom, zicem așa, un reazem, astfel încât să putem dezafecta... Am scos ceva cărămide din colțul ăsta. Arată într-un fel înfricoșător, mai ales dinăuntru când se vede cerul, dar asta e realizarea. Lucrez cu niște băieți foarte dibaci, dar foarte sfioși. M-au rugat să nu îndrept camera spre ei, că le vine rău. Așa că să nu credeți că ce vedeți aici am făcut eu, dar dinăuntru lucrurile sunt mult mai spăimântătoare, spuneam, decât din afară. S-au blocat acești trei grinzi care vizăm noi de la fisura asta, după cum ziceam, să o demolăm. Și toată construcția s-a ridicat cu această sculă, o sculă perfectă, o vechime impresionantă, care se numește vinci. Vinciul este folosit pentru astfel de lucrări, de ridicat grinzile, da? Deci închipuiți-vă că s-a ridicat cu totul de pe ziduri, astfel încât să putem demola zidul fără emoții. Uite pe aia cu ușa, de vă arătam mai devreme, ce s-a întâmplat cu ușa aia. Aha, sfarmă piatră. Și practic am demolat până la fisura aia de care povesteam în episoadele trecute. Dar am mai găsit una nasoală. Ăsta de aici este tirantul, care după cum arată în tăietură proaspătă, nu pare să se fi rupt acum. Tirantul l-am găsit rupt în două bucăți. Aici s-a aflat săracul depozitat. Nu știu dacă îl putem ajuta în vreun fel ca să și reia funcțiile sau îl vom folosi doar pe post de butaforie. Tirantul ăsta s-a rupt tocmai din cauza că nu a fost suplinit cu altul jos. Deci, practic, zidul a plecat. El s-a opus cât a putut, săracul, dar atât s-a putut. Intenția pentru ziua de mâine este să continuăm cu demolatul zidului până către fundații, sau așa zisele fundații, sau unde ori fi ele, și să începem reconstrucția acestui colț. Ziua a doua începe în trombă un nor de praf și prima piatră pusă la baza zidului. Deci asta este fisura gigantă de care vorbeam mai devreme, care a fost curățată și acum începe a fi reparată. În continuare, zidul de pe spate, ăla care e plecat, și el se demolează ușor, ușor. Și tirantul care așteaptă să fie prelungit până în locul lui. Ziua a treia s-a produs o gaură serioasă. Am umblat și la așa zisa fundație cam degeaba. Să vedem deviația de fundație. Aici se încearcă ceva cu firul cu plumb, dar vă arăt eu mai simplu. Așa arată zidul. Nu cred că mai trebuie niciun fel de fir. Asta am recuperat ieri. Arată impresionant, dar mai e ceva de demolat. De 40, de la plumbul înăuntru. Să rămână pentru posteritate imaginea asta. Deci ce vedeți, paleașca asta de beton s-a dat jos cu mâna și cum arată nu cred că mai comportă niciun fel de discuții sau comentarii. Asta. Gata.
sfârșitul zilei a treia, progresul este considerabil. Pe demolare, practic, mai e decât bucățica asta de aici, un metru jumate sau cât e. S-a recuperat cât s-a putut în cărămidă. După părerea mea, insuficient, dar nu se putea mai mult. Cea mai mare parte a cărămizii se află aici, în dezastru ăsta absolut. Na, bucăți de mortare cu pământ, cu cărămizi. Cu... Și în locul lor, folosindu-se de acest pir cu plumb, asta e, s-a dedus care este marginea exterioară a noului zid. Aici sunt pietre zidite, iar aici sunt piloții care împiedică zidul să plece spre curte, cum s-a întâmplat până acum. Bă, dar zidez băieții ăștia într-un ritm mai repede decât pot să filmez eu. N-avem ce face, trebuie să ținem și noi pasul. Și fiindcă e ziua a patra și ne calmăm la revedere de la zidul ăsta, cam asta a fost toată demolarea. Să punctăm un pic ce defecțiuni au fost aici. Deci mai întâi trebuie spus că nu un defect a generat structura, ruperea structurii, ci un efect combinat. Pământul necompactat. Cărămida consistență eterogen. Asta se macină, asta e bună, asta nu e bună. După aia, zidăria cu pământ. Care e foarte mișto, dar în momentul în care stăm pământ și țintră apă, aia e. Săruri, pișelău. Da, exact. Trebuie să pomenim și de sărurile alea nasoale care se află în dejecțiile animalelor, pentru că am zis că aici a fost iesle animalelor și cu siguranță că a afectat cât se poate de tare. În momentul în care zidul a dat primele semne de, după principiul cel mai înțelept cedează primul, atunci omuleții noștri au venit cu o soluție inginerească superbă și a turnat gunoiul ăsta de beton care a amplificat nenorocirea. În fine, noi să sperăm că suntem mai buni ca ei, nu-i mai criticăm, ne mai uităm o dată la el, îi spunem la revedere și să ne uităm la ce suntem noi în stare, nu la ce n-au fost alții. Bine? Să prevală. Zici că le-ai zidit cu nisip. Ia. Florine, ai grijă, tată, că mi-e frică mie de... M-a dus și piatra acasă. O parte am pus-o în fața porții, o parte... O parte în șanț, că nu mai a avut un topor. Da. Pietrele care au sosit mai devreme, participă la edificarea unei fundații în locul celei care a fost cu cărămizi, adică de felul ăla și, mă rog, și cu puțină piatră, să nu fim chiar așa de răi, dar foarte puțină, ceea ce urmează doar de piatră. Adică, cum s-ar zice, altfel te vede lumea. Zidul a crescut încet, încet și se apropie de betoanelul ăla nepotrivit și neconform și nenimic. Astfel încât să nu mai fie așa de vizibil. Deci, practic, punctul de aici e finalul zidăriei cu piatră și va începe curând cel cu cărămidă. Ca să iasă în aceeași plan zidăria de cărămidă cu zidul ăsta de piatră care e drept și totodată să se unească cu fostul zid, a fost nevoie de un artificiu. Un artificiu, nu știu cum să-l numesc, că destul de barbar ce s-a întâmplat, dar practic și eficient. În sensul că zidul ăla care era, să zicem așa, rămas în urmă, a fost împins către în față
prin remontarea vinciului într-o poziție oblică, să proptește în partea alaltă în fundația celuilalt perete și a crăpat el un pic aici, dar dacă până mâine nu se dărâmă, sunt șanse mari să se iasă manevra asta. S-a terminat cu piatra, s-a început cu cărămida, care cărămidă practic face un proces reversibil. Mai întâi am dat-o jos, am așezat-o aici să udă și să țese cu peretele vechi. Aici am zis că o să facem o fereastră cumva, deocamdată construim golul. Așa arată șantierul astăzi. Este o liniște mormântală, pentru că a trebuit să mă despart de băieții misterioși. Cam până aici a fost lucrarea lor. Zidul are în jur de 1,60 m. Ar mai fi fost de lucru destul de mult. Mai era fereastra asta pe care am imaginat-o aici, mai era tirantul de continuat, de reparat. Dar totuși am zis că 1600 de euro manoperă directă pentru 1,60 m e un pic cam exagerat pentru zona asta geografică. E o zi de duminică azi, o zi mai mohorâtă, dar nu despre starea vremii. Vreau să mă refer la starea mea de spirit, care nu e cea mai bună, că și eu așa în jurul meu și ce văd? Numai materiale de construcții împrăștiate sau depozitate sau malderul ăsta de moloz aici de la demolare. Aici la poartă imaginea e mai și mai descurajantă, cu 8 paleți de piatră. Tabloul de stres și nemulțumire este, bineînțeles, completat de acest zid care nu e gata nici azi. Nu-mi dau seama dacă e bine sau e rău pentru faptul că m-am despărțit de băieții aceia, dar cu siguranță că sunt foarte stresat pe tema asta, pentru că mâine trebuie să vină colegii de la Habitual. Pe ei am convocat, de fapt, pentru acoperiș. Și tare mi-e teamă că vor trebui să continue cu acest zid în prima fază și abia apoi să ne ocupăm de acoperiș. Nu știu, sper să ies cumva din starea asta de stres în care am intrat cu această șură.